Cine face clătite cu fetița în brațe? Adică încărcă? Cine? Tu! Păi, ce hoață! Așa au ieșit clătitele. Și acum încep pentru salamă de biscuiți să vedem cum iese. Am băgat și salamul de biscuiți la frigider și trebuie să stea până mâine. În spate o zacuscă de la mamaie. Da. L-am făcut până la urmă. Eu l-am făcut pentru prima dată și sunt foarte fericită. Marian a făcut clătitele și eu salamul de biscuiți. E ora... Ia să vedem dacă pot să vă spun. E 11 și 9 minute. Și acum am terminat și eu toată treaba pe ziua de azi. Vreau să vă spun că mi-am terminat și o rutină. Am început să fac sport, am avut interzis primele 8 luni după sarcină. Mie mi-au interzis din anumite motive și am stat 7 luni și m-am apucat, deci cam de o lună fac o oră pe zi. Momentan n-am sărit nicio zi. Am un covoraș, niște gantere și fac niște exerciții. Da. Am culcat-o pe Irina, s-a culcat și Marian. A dormit amândoi, după aia mi-am făcut un duș după ce am terminat exercițiile. Marian a stat cu mine. El mă privea din fotoliu și eu făceam exerciții până ce l-a luat somnul săracul, că el se duce și la muncă, știți că eu sunt în postnatal cu fetița acasă. Dar chiar dacă stă acasă, termin ziua de parcă aș vrea să mai existe vreo încă 24 de ore. Și l-a luat somnul pe canapea în timp ce făceam sport. Dormea într-un fel așa haios. După ce am terminat, m-am încercat să-i spun, du-te la somn. El, nu, că stau cu tine, nu te las, nu te las la greu. După ce am terminat sportul, l-am trezit și zic, hai că am terminat, bagă-te la somn. Între timp s-a trezit Irina, a trebuit să-i dau biberonul de seară. El, aolea, nici ne-am apucat să mă culc, să trezit. Zic, lasă că vă băgați acum amândoi. Așa că s-au băgat la somn. Eu am băgat salamul, i-am făcut forma, că era făcut, dar mai trebuia să fac forma și să bag în folia aceea ca să prindă forma așa. Și am băgat la frigider, după ce mi-am făcut baie, bineînțeles. Și acum... am cumpărat această cremă de body butter, cremă de corp și vreau să mi-o aplic pe tot corpul. E de la Siena cu cacao. E prima dată când îmi cumpăr așa ceva de la Siena. Noi înainte nu prea făceam piața de la Lidl, dar în ultima perioadă să știți că am mai făcut la Kaufland și la Lidl. Ne plac mult produsele marca proprie de la Kaufland. Am încercat și cafeaua și iaurtul și laptele. Da, ne place mult. Ca să-i spun așa, alea de la Carrefour marca proprie, să știți că nu. Am cumpărat o zacuscă și trebuie să o arunc la câini. Că nu, nu, nu. Da. Bine că încă facem mama aici. Să vedem la vară, spre toamnă, poate apucăm și noi să facem ceva. Anul trecut am fost cu
fata bebe și nu, septembrie născut-o și pe ultima 100 de metri nu prea mai puteam să fac mare lucru, eram cu burta extraordinar de mare și mă dureau toate oasele, abia călcam, eram umflată toată. Da. Da, l-am încercat, mi-am dat odată pe mâini. Să știți că m-am mirat, hidratează ca lumea. Nu mă așteptam să fie așa de bun. O să mai cumpăr, vreau să-l termin, că știți că eu orice cumpăr și termin. La mine nu mi-l arunc sau... Pentru că sunt totuși bandați și l-am cumpărat datorită borcanului, să știți, prima dată. Am zis că după ce termin body butter-ul ăsta, crema de corp, vreau să-mi fac exfoliantul meu de corp și poate facem un DIY din ăla, cum fac eu exfoliantul, cum fac anumite lucruri. Dacă mă interesează, stați de aproape. În rest, hidratează bine și miroase a un fel de cacao, adică mie nu mi se pare miros chiar adevărat de cacao, adică chiar pur. Uitați, am luat foarte puțin de acolo și m-am dat azi pe mâini. Da. Miroase au cacao, dar... Nu a cacaoa pe care o știu eu, cacao, nu așa puternic, da, un pic așa, un fel de cacao. Zice că intensiv moisture with cocoa and, da, cu un undeașea și cacao pentru piele normală și uscată. Și a scrie și spuneți voi, nu arată într-un fel? Și borcanul ăsta la sfârșit, uitați cum se închide, foarte ca lumea, putem să-l refolosim. Ce să mai cerem, nu? Spuneți voi ce să mai cerem. Așa că eu o să trec la spa, să spun așa, sunt foarte de somn. O să mă dau cu această loțiune de corp și după aia o să fac la nipuiu, așa cum îi spune Irinei. Noi o să plecăm în Iași vineri sau sâmbătă și o să stăm acolo până luni, că are Marian liber de la muncă și luni, așa că o să ne întoarcem undeva pe luni, seara. Sper să fie cu minte Irina și să nu stăm mai în brațe în mașină. Nu știu dacă voi ați avut aceeași problemă, dar încerc să pun în scaunul de mașină, dar nu stă. Pur și simplu, cere brațe, brațe, brațe. Nu știu, spuneți-mi și mie aia, voi care sunteți mămici. Tot așa, probleme cu scaunelul pentru mașină. Și am luat un scaunel, vreau să spun, super frumos și costisitor. Am zis, hai mă, că l-are, cred că e bun până la 30 ceva de chile. Deci l-am luat, merge pe mai multe poziții, mergea de când nu mai încăpea în scoică. Dar, no. Irina vrea brațe, Irina vrea să stea în picioare, pe picioarele mele în picioare, Irina vrea să se joace, nu mai e bebelușul la care să stea într-un loc. Și atunci când o puneam, adormea în scoică, când o puneam în mașină, când era mai mică ea. Da. Trece timpul repede. Mă gândeam să treacă așa repede. Asta este. Văd că mai am aici două biberoane pentru opărit. Dar astea o să le las pentru mâine. Bine, măcar că am putut să-mi fac duș după sport și mi-am făcut rutina pentru față. Nu știu dacă v-am spus vreodată. Pentru mine cel mai important este rutina zilnică. A feței și a corpului, să simt hidratare și să simt fața bine. Machiajul nu mă machiez zilnic și nici nu recomand machiajul zilnic. Nu recomand nici să aveți 1000 și una de produse pe care să nu le folosiți și apoi să ajungă la gunoi sau să... nu știu. Nu recomand. Asta
asta e o risipă de bani. Ce văd acum în online este o risipă de bani. Eu, într-adevăr, ce îmi cumpăr, folosesc până la ultima picătură sau ultimul praf de pudră, ca să zic așa. În caz de nu mi se potrivește ceva, de exemplu, la farmacie am primit un ruj care nu mi se potrivește, îl voi da cadou pentru că nu vreau să facă la mine purici și să stea acolo și să expire. Deci mă axez pe mai puține și mai calitative, dacă o să-i spun așa, machiaj și în rutina zilnică la fel consider că e important să avem grijă în primul rând de fața noastră, de pielea noastră și apoi să avem grijă de machiaj. Văd tot felul de puștoaice acum în online care își fac machiaje pe care nici eu nu știu să le fac. Copii de 13-14 ani care își fac ochii în toate felurile. Eu nu știu, au mult timp, se pare, eu când eram în perioada școlii, a liceului, nu aveam timp sau nu mi-ar dea de așa ceva. Da, ai mei părinți săraci de ei mă trimiteau să fac sport sau pian. Din păcate, pianul nu s-a lipit de mine. Sport încă practic, dar nu ce-am practicat în liceu, după liceu și așa. Dar eu cred că nu recomand așa ceva. Nu recomand copiii pe la 13-14 ani să... Chiar era o fată care vorbea despre subiectul ăsta. Au ajuns de la 13-14-15 ani să se macheze zilnic, să nu iasă din casă fără masca pusă, cum spun eu. Nu recomand. Eu abia mă dau cu un CC cream și ăla nu mă dau zilnic. Nici măcar dacă mă duc la pâine sau la piață. Deci trebuie să ies undeva și să vreau într-adevăr să pun ceva pe față ca să o fac. În rest, machiajul meu până la pâine este cu ruj și să iau un pic din ruj și să pun în pomeți, sincer vă spun. Dar rutina de îngrijire este acolo și îngrijirea pielii, îngrijirea feței dimineața, seara. Nu ies din casă fără protecție solară pentru că de la coșii îmi lasă pete și mai fac și pete. Și de la soare și hormonale și mai multe chestii. Da, ce să vă spun. Atât. Vreau să vorbesc cu voi puțin. Am mai făcut de mult acest fel de convorbire, să zic așa. Mă scuzați că în anumite videoclipuri văd că spun anumite lucruri greșit, mai stârcesc cuvintele ca să mai fac încă o dată. Pentru că eu, dacă nu știți, am stat în altă țară, eu am stat în Spania de la 7 ani de zile până în clasa 12, ca să știți și voi. Și apoi m-am întors în țară. Deci eu, generala și liceu, lucrurile de bază le-am făcut acolo. Mă iertați dacă mai stârcesc, Așa se spune, nu știu, din cuvinte. Dar asta este, asta sunt. Cine mă place, mă place și cine nu, trece pe lângă. Nu e asta o problemă. Eu încerc să învăț asta, da. Și vreau să vă recunosc că n-am mai pus mâna pe o carte de mult. Nu mai am timp nici măcar pentru a mă uita la un film cu prietenul meu.
Nu mai spun la vreun serial. Nu mai am timp pentru lucruri de genul. Sper în curând să mai îmi fac, să pot să-mi fac timp. Da. Atât am de spus, eu o să trec la spa și să mă bat la somn. Că deja vorbesc de 14 minute aproape. Bun. Vă pup. Aveți grijă de voi. Și așa arată și primul salam de biscuiți făcut de noi în familie, n-am mai făcut în viața noastră. L-am tăiat bucățile mai groase și să avem câte una la cafea dimineața. O să o bag la frigider înapoi. Să țină o noapte, cam așa. Da. Te-ați bag de ești umbră? Ha? Ce? Te-ați bag de ești umbră? Da, vreau să o pup, să-i pup mâna, de-aia face așa. Te-ai dat? Da, mâna să o pup, da. Ai văzut? He, hoțomanc. Bă, bai-ți palmă. Bai-ți palmă. Bai-ți tu palmă. Bună, fetelor! Noi plecăm în Iași, suntem în mașină, am oprit la un pec, o să ia tati rovinieta. Sunt cu Irina aici, în spate. Și plecăm câteva zile în Iași. Yep. Se vadă Irina pe mamaie, pe tata, pe mama lui taicăsu, pe mătușii și să petrecem și noi câteva zile. Nu știu, poate o să fie ok. Eu așa sper că m-am plictisit de stat în două camere, o baie și bucătărie la Plești. Bine că și acolo stăm într-o garsonieră momentan, dar să mai ieșim din rutina asta, să, nu știu, să fie ok, să mai ne plimbăm. Să mai vedem și noi, să mai vadă și asta mică, familia de acolo. Hey. Jucărie, ce faci? Acum i-a venit să sughițe. A mâncat un biberon cu lapte, hoața. Și râde, îi place camera. Bun, eu v-am lăsat și vă mai filmez. Vă pup!